Salut tuturor, eu sunt Andrei alături de Roni și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din noastră de Survival pe 1.8, episodul care urmă 97. Și înainte să începem, nu uitați să dați și voi acolo un mic like pentru nenea Zăza Andrei și nenea Roni, dacă susțineți seria și dacă vreți episoade în continuare. Voi, fraților, după cum vedeți, am muncit. Am muncit, bă, și le-am pus și am făcut tot ce trebuie. Mai avem doar 11 bucăți de obsidian. Da? Restul de 14 stacuri sau 15, câte erau, nu mai știu câte a zis 14 Roni. Stacuri plus diferența. Așa? S-au dus pe apa, să vedeți, este la gap. Bun, și acum va fi marele moment în care vom testa grinderul. Am pus, bine, astea nu sunt foarte ok aranjate, unele sunt pe stângă, unele pe dreapta, dar nu-i bai, nu cred că are vreo. Se vede că în partea asta, din partea asta la altă, sunt aranjate de mine, nu? Bă... Ba, păi și acolo, că tu ai început într-o formă. Pe partea asta, uite ce fain, sunt toate în rând. Ai odată, dă drumul la portale. Așa schimbă subiectul. Te arunc, deci dacă te nimeni scuze. Oh, damn! Stai să închid. Oh, damn! Mamă, ce-și mai crosti. Mamă, aici zici că... Zici că ne batem cu ora-i, frate, și-și facă aia porți de alea imense, știi? Oh, mamă, ce filmezi, Andrei! Mamă, deci, acum vin ora-i, ești nebun? Nu, tu noi suntem trimis ora-i. Am trimis un de-asta, un nether. Cine? Un cobblestone. Da? Vreau și cobblestone nether. 5. Bun. Asta am trimis un cobblestone nether. Ce șmeche! Bun, deci deja un rând e gata, încă 3, de fapt o parte. Încă 3 părți, Roni. Hai, deci știi că poți, trebuie să ai, nu știu, trebuie să fii acolo puternic, da? Cu sufletul te rugăm. Da, trebuie să fii atent ce faci. Și cât va deschide Roni portalele. A, da, poate vă întrebați cum am urcat pe aici. Am făcut eu o mică scară pe partea aceasta ca să am așa o privire de ansamblu, pentru că de aici nu se vede nimic. Chiar nu, mă rog, a răsat Roni aici ca să poată ieși. Mamă, uite cât de faină-i. Mamă, îmi place cum arată, ești nebun. Hai, mișcă. Mă tem să nu mi se termine flintul. Cât mai are? Stai să văd. Am eu flinte în stil, nu-i bai. 8 mai are. Cred că ajunge. Ajunge. Bun, deci sunt închise toate astea, da, trebuie-l, bun. Yeah. Și acum facem ultimul nivel. Bine, te-ai pus piatră. Dă-te. Deci... Să nu, orice face să nu intri în nether. Hai, du-te în spate. Sari, nu mai... Nu, lasă-mă în pace. Nu poți să sari? Nu. Wow, ai sărit când era... Hai de aici. Oh, și acum ultima. The last one. Peretele ăsta l-am pus ca să pice în interior, nu știu dacă ați observat. Deci, ești gata? Da. Bun. Bun. A! Ai grijă. Deja au început să cadă porci, ești nebun la cap. I wanna see that. Bun. A, și încă o chestie, cu toți creeperii pe care îi găseam aici afară. Ideea e că se buguează, da? Când sunt foarte, foarte mulți, puteți vedea și voi. Și mai ies cei pe afară, că nu mai au unde să stea. Na, bun. Cam ăsta e grinderul. Deja văd că am început să vină o grămadă de porci. Exact când ne dancă apă, ba, am uitat să... Da, scoate. Trebuie făcut apa aia. De ce n-ai făcut-o? Deci ți-ți vine să crezi că am făcut level 5-6 cât am construit acolo? Ți-ți vine să crezi că aici încă e apă? Știi că trebuie scoate să apa. Cum? Omoare-i. Uite cum vin înapoi la mine, că descreierat. Gata, ai văzut? Așa se face. Stai, dă-te. Nu! Vezi, mă blochez aici, aha. Te știu eu. Și deja... Oh, uite un arc. Destul de bun dacă vrei. No, bun. Și deci, aici vor fi... Zi. Știi cum e calculat acum? E calculat pentru moarte. Sper că bine îmi calculați. E pentru moarte? Da. Da, tocmai zici... Ah, și dacă mai pun un bloc o să fie one hit kill, corect? Da, de-aia, ca să putem urca în sus, să n-avem de coborât în jos, cum am avut de făcut dincolo. Păi de ce nu mai pui un bloc? Pui un bloc. Așa. Și acum, ori lăsăm așa,
Ideea e că, uite, am săbiuța cu looting 3, my friend, știi? Și o să luăm o grămadă. Uite, tot a murit, bravo! Păi stai să vedem cum evoluează lucrurile. Păi a murit! Dă-te! Bravo! N-a calculat bine! Hai că sparg geamurile astea, că mi-e părea rău de ele, dar nu știu cum să te explic. Hai încoace. A, uite, gata. Uită-te aici, a jos. Așa. Vezi insula aia? Da. O vezi? Da. Nu se pare că e un pic cam plată. Bă, ba, da. Uite-te cu zoom, cum a rămas sandstone. Bă. Știi de ce? De ce? Pentru că nisip. Oh, yeah. Și încă mai avem acasă vreo 4 stack-uri de sticlă. Mamă, și perfect, o să ne putem face aici jos. Deci fii antenă, hopere, ne trebuie hopere. Ai hopere. Hai dă-le cu lutii, că-s curios. Ai hopere. Nu am niciun hopper. De ce n-ai hopere? N-am hopper la mine, că n-am venit pregătit cu hopere. Asta așa, n-am să bat destul pentru... Obsidian. Mamă, sunt, cât sunt. Dă-i cu lutii, că-s curios, cât fi. Păi nu ajung la ei. Da, dă-le. N-ajung să iau. Dar bine că iei tu din părți. Ia da chiar, sparge geamul ăsta de aici, nu? Da. Adică de ce încercui cu geam? În asemenea hal. Da, bun. Dăm nugget-urile pe care le-ai luat tu. Să vedem. Să vidim. Am deja 20 de nuggeturi. Asta înseamnă două ingoturi, nu? Și un pic. Yeah. Uai de capul meu! Ce-o picat? Ori am văzut eu greșit, ori... acum am 30. 33. Cred că vă sunt eu greșit. Cred că aveam mai mult de 20. Nu. 33. 35. 38. Înainte câte îți dădea? Câte una, nu? Sau ceva? Ceva de genul. Mamă, cum face nu nimicea. Dar uite cât de repede facem aur acum. Deci, practic, dacă vrem aur, fraților, acum, dacă vrem aur, nu că mă stai așa, bă, să mă duc să minez, să bla bla bla. Nu, frate, mergem aici, omorâm pigmeni. Pe lângă faptul că facem... o grămadă de aur, o să facem și o grămadă de XP, nu? Și da, pentru că tu stai acolo la aur. Și aurul stă acolo la tine. Ce? Deci tu dacă stai acolo și aștept să-ți pice pigment pentru aur, să adunăm orb și aici. Ia, și pe lângă faptul că îi omorăm pe aia, îi omorăm și pe aștia. Îmi place, bă. Uite mă că ne-a ieșit, na, ne-a ieșit. Te-ai uitat pe net, nu? La modele de fermă. Ce, nu. Nu știi să fii original. Normal că m-am uitat. Yeah, lasă-i un pic. Opa. Nu, și cu de-aștia ce facem? Că nu ne-am gândit. Îi tăiem. Na bun, ia vino încoa. Nu mai omoră de aia. Sunt curios cât se strâng dacă stau la grinderul ăsta. Să vedem cât se strâng. Yeah. O să stau aici neutru. Ar trebui să stai pe drumul dinspre grinder și... Deci dacă nu, deci dacă stai acolo la pigment, da, așa. Grinderul ăsta spawnează mod, mult. Eu am făcut, uite, am level 5-7, cât am construit de fiecare când treceam pe aici ca să mă duc pe scara asta să urc, mă opream să mor pe ăstea, știi? Mă, ai și tu niște... mult iron, ai mult iron? Am eu blocuri. Blocurile de beacon vor ajunge acum. Ghici unde? Într-un anvil. Bă, dintre alea, că mai minăm, nu vorbim. Așa. Ne vom pune pac. 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 Perfect, vezi, ne-am reparat săbiuța. Bă, dar de ce, uite, de ce cad atât de puțini acum? Doar unul. Vezi? Doar unul. What the fuck? Poate nu suntem suficient de aproape pentru toate. Un lucru e cert, dacă stai aici... Dacă stai acolo, cad mulți, am văzut, dar... Dacă stai aici, cad mulți și nu ăsta. Cred că poziția îi... Trebuie să stai aici la porci ca să se adune în grinder, știi? Ah!
Cred că e pe Chandy, nu pe Chandy, stai că suntem pe single player, n-am legătură. Ia stai aici. Deci dacă stăm la grinder nu vin porci, dacă stăm la porci vin și la grinder. Ha. Da, da. De ce? Pare logic. Toate tigare trebuie să fie activate toate. Dar mie cum vine, adică stăm aici, frumos, elegant, cât de câte ori își mai rup picioarele. Eu mă gândesc că dacă stăm dincolo la grinder, portalele astea de pe latura aia, știi? Da, da, da. Nu se active cum ar trebui, scade rata. Mă gândesc și la ceva de genul. Pentru că dacă nu încarcă tot chunk-ul cu tot portalul întreg, poate nu-l ia deloc. Aici de ce n-ai făcut cum ai făcut și pe celelalte părți? Mi-a rămas fără piatră, de ce? Yeah. Hai mamă, bă! Ce? Hai jos! Unde jos? Hai jos! În apă sau? La vagon! Uite-te în vagon! Așa. E blocat. Păi pentru că nu-i de jos, nu l-ai activat. Nu e de jos, e pentru că s-a umplut. Că s-o nu vezi că o dat supraplin cufărul și cufărul. Noi azi vedem porci, deci, azi vedem. Zice că am stat aici ceva, da? Bine, n-am stat numai aici, dar banane. Înțelegeți voi. Bă, dar de când se văd umbrele în Minecraft? De când se văd? Da. Când mi-a luat o placă video bună, nu știu de ce. De ce văd umbrele, mă? Aruncă un bloc pe jos, nu-i vezi umbra? La... Ba da! N-ai observat niciodată? La mobi. Nu am fost atent la detalii de genul. Uite la mobi acum, văd că erau blocurile negre, vezi? Nu mai țin minte atunci când eram eu destul de beat și săpam pentru sat. Mai știi? Și mă uitam la, uite ce faină, mă uitam la umbra blocurilor de copăr. Nu mai țin minte. Da, da. Da, mă, dar până acum niciodată nu m-am gândit să mă... N-ai pus o sărit în ochi. Ok, bun. Ia-ți vedem. Câți, deci, să zicem, am stat cât am stat aici, mă rog. Am stat ceva și dacă le dăm cu looting... Mamă. Mamă. Da, bun, cu asta inclusiv. Știi cât am scos? Cât? Stai așa. 4 ingoturi și 47 de nuggeturi. 47 de nuggeturi însemnând 5 ingoturi. Deci până acum cât am stat aici am strâns 15 gold ingot. Ești nebun? Ce fermă șmecheră! Și bine, ai venit și tu aici la mob repede că na, ce să facă Ronin? Level 58 ce să fac? Poți te cum ar fi să te omori acum? Cum ar fi? Unde ești? Aaaa! Ar fi tu... Bă! Te-ai speriat. Ce-ai dat? Sabie. Nu știu unde sunt. Ia zi, unde sunt? Ba, tu unde ești. Unde? Nu știu ce deasupra mea. Nu e adevărat. Nu știu, tu, nu te văd, unde ești? Ce noob ești! Unde sunt eu? Mai nimic, tu ai dat în mine, nu? A? Mai nimic în fund, tu ai dat. Da, ți-am tras în fund, n-ai văzut. Nu în fund, uite-te în cască, aparent. Și de ce te duci înapoi? Mă duc să văd ce face căruțul ăla, că numai nu mai vine. Da, bă, fraților, deci după cum puteți vedea... Deci coboară jos cu căruțul și uite ce fain se vede grinderul ăla. Uite cât de șmecher se vede. Deci îmi place, asta chiar e o fermă de haur gândită și... E tăcâși, dacă vrei să mă trimiți înapoi, cred că îți dădeam două bucăți de săbii pe crică, de nu te vedeai. Era de în fine, fraților, cam ăsta a fost episodul, sperăm că vă place ceea ce am reușit să facem. Nu uitați să scrieți voi în comentarii o părere, ceva, să ne spuneți, bă, îmi place pentru că, bă, nu-mi place pentru că Ronnie e urât sau chestii de gen, înțelegeți voi. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Ciao! Dați-mi repartă, nu copii. Te-ai vântuși, bulea. Ce prost ești. De ce?